prelungire Gencea, parcare deșteaptă. Probabil e goală sau e supraplină, pentru că mașinile oricum stau trătuar și de o parte și de alta. Și pietonii suntem împinși cu carosabia, dar chiar și trotuar merg îndeată, riscăm să fim stropiți la prima ploaie de pe Lapoviță, după ninsoare. Chiar și ambulanța e parcată pe trotuar și evident a ocupat tot trotuarul. Cu numere de Dâmbovița, dar chiar și din București. E clar că sunt prea multe mașini. E clar că trebuie descurajată cumpărarea mașinilor și mersul cu transportul public sau transport alternativ care e mai ecologic, mai sănătos. Trotuarul sănătos e ocupat de mașini, trotuarul defect e la dispoziția pietonilor. Cei mai puțin importanță în smart city-ul ăsta sunt pietonii. Dar trebuie să fie invers. Am intrele, cum se zice la noi. Autoritățile au pus semn de circulație, avertizare de orice pericol și arrivederci. Descurcați-vă. Aici nu-i treceri de pietoni, dar șoferul cedează. Știi că n-are unde să grăbească, mai departe tot ambuteiajul așteaptă. Trotuarul e liber, dar e cu pilon pe mijloc. Băltoace chiar pe trecere de pietoni. Probabil n-a mai fost reparat drumul ăsta de 100 de ani. Nu mai zic de trotuar. Aici e gard și trotuarul e liber, dar nu foarte mult. 100 de metri maxim.